Salutare, oameni buni! Astăzi vreau să vă fac și eu un film puțin amuzat de filmulețul care a apărut la noi pe grup, pe grupul de Parkside. Am văzut un film cu cineva care își prezenta sculele, avea niște scule destul de scumpicele de la Milwaukee și am zis să fac și eu un film pe tema asta, cât au costat sculele. Am vrut să fac și eu un film pe tema aceasta, cât au costat sculele mele de la Parkside. O să vă prezint câteva din ele, că n-am putut să le fac pe toate în atelier. Și o să vă spun prețurile, adică nu vă imaginați că noi nu dăm bani pe scule. Sunt oameni care nu înțeleg de ce îți trebuie mai mult de două bormașini. Da, așa e, nu-ți trebuie nici măcar una, dacă nu faci nimic cu ele, de ce să-ți trebuiască? Și dacă faci, tot timpul o să ai nevoie de încă ceva, dacă e ce trebuie. Sau nu e ce trebuie, e alegerea fiecăruia. Acest film este sponsorizat ca niciun film până acum de la mine de pe canal. Sunt câteva din ele la care am primit ceva. Sunt filmele cu produsele de la Craig pe care le-am primit cadou de la cei de la Ferroshop și le mulțumesc. Dar restul sculelor pe care le vedeți în acest atelier sunt cumpărate de mine cu banii mei și strânse în an de zile. Și cu asta nu pot să vă zic decât că dacă voi considerați că sunt, eu vă spun că sunt plătite din banii mei. Dacă voi considerați că sunt fan Parkside, trebuie să vă uitați în spate că tot timpul fac filme cu Boschul în spate. Nici Boschul nu m-a plătit pentru absolut nimic. Am câștigat un concurs la ei ce e drept și asta m-a ajutat puțin să mai strâng și eu câteva din sculele pe care mi le doream. Dar nu am semnat niciun contract cu nimeni, așa că dacă vrea cineva să semneze contract cu mine, este binevenit, o aștept fără niciun fel de problemă, poate să mă contacteze, poate să înlocuiască toate sculele mele pe care le am, cu ce scule au ei în gama lor, să vedem ce-i cu ele și să facem anumite filme cu ele. Așa că asta am vrut să vă zic, după care o să urmeze partea amuzantă, zic eu, stați aproape să vedeți ce o să urmeze. Haideți că o să încerc să întorc puțin camera să vă mai arăt prețurile la Parkside. Să vă arăt prețurile la Parkside pentru cei care nu le știți. Și pana mea, nu vreau să facem calcule, că iese dezastru dacă facem calcule. Încă un lucru vreau să vă spun, că sunt multe dintre ele, sau nu știu că sunt multe, dar sunt multe care lipsesc. Și o să încerc să vă mai explic care lipsesc din ele, să n-au loc în atelier, să le pun peste tot. Mi-ar mai trebui încă o masă pe acolo și încă una pe acolo și puțin mai multă ordine și poate le-aș băga pe toate. Poate o să încerc să le bag pe toate la un moment dat, să vedem ce iese, dar cred că o să le fac pe căprării. Haideți că v-am ținut prea mult cu vorba și cu râsul și haideți că vreau să începem filmul. Și acum o să vină partea amuzantă și de aceea tot râdeam într-una, în care trebuie să spunem prețul acestor scule. Păi, haideți să începem. Acest dor, să zic așa, este aproape gratuit. Vă dați și voi seama că n-au cum să coste, că sunt verzi. Bormașina aceasta, la fel, nu știu cât am luat-o din talcioc, un preț de nimic. Ați văzut și voi că pe OLX sunt degeaba aproape, adică se dau la niște bani de nimic. Această lanternă, pot să zic că a fost un preț extraordinar, își face toți banii. Foarte, foarte ieftin. Acest laser pentru a măsura temperatura, iar prețuri de nimic. Bormașina aceasta verde este extraordinară, adică n-aveți cum să nu aveți în, nu știu cum să zic, adică e foarte folositoare, să zic așa. Capsatorul acesta chiar niște bani de nimic. Un compresor, nu puteți să n-aveți compresor, că trebuie să umflați roțile la mașină, la bicicletă și deja știți și voi, multifuncționalul acesta, păi parcă mi l-a dat cineva degeaba, nici nu mai țin minte. Cred că mi l-a dat cineva degeaba. Rotopercutorul acesta mic este dat, nu e cadou, este cumpărat la schimb cu altă sculă de-a mea pe care chiar nu o foloseam. Acest șlefuitor chiar își face toți banii, vedeți că are și talpă pătrată și triunghi, adică este un multifuncțional care n-ar trebui să lipsească din arsenalul nimănui. Lanterna aceasta este adusă din Germania,
Știți și voi că alea din Germania sunt mai ieftine, că nu putem să cumpărăm de pe OLX, că sunt scumpe. Chiar acesta l-am prins la un preț bun de la cineva, nu putea să-mi lipsească, deși l-aveam și pe celălalt mic, dar parcă acesta are mai multe, are și detector. Înțelegeți și voi că știți la ce mă refer. Acesta are și detector și nu putea să lipsească din colecție. Aici intervine puțin ceva diferit, că sunt astea negre, care parcă ar fi mai scumpicele, dar știți și voi cum e când ne mai descurcăm, că aceste șurubelnițe sunt foarte folositoare și nu poate să lipsească din arsenalul nimănui care are atâtea mașini. Adică știți și voi foarte bine că, să vă spun adevărul, nu sunt toate. În fine, nu contează, haideți să trecem mai departe. Iar încă o șurubelniță este din aceea cu cuplu. Nu poți să ai doar din acesta care se scot biții și rămân biții înăuntru. Trebuie să ai și una cu cuplu, că aceasta nu are cuplu, aceea are cuplu. Aici e puțin cam complicat, adică sunt niște bormașini de impact. Haideți să vă explic, aceasta este cea nouă, nu puteam să nu o iau, e mică, e finuță, intră în locuri înguste. Aceasta este cea veche, parcă ar fi mai bună decât cea nouă din teste și atunci nu pot să renunț la ea. Aceasta este cumpărată acum de curând și ce credeți, am prins-o la niște bani de nimic, dar din aceasta vreau să-i fac o modificare la pătrat. Să vedem dacă face față la roți, adică este foarte complexă treaba, vă spun sincer. Rindea electrică am pe fir, dar pe fir e incomodă, știți și voi, că ați văzut că atunci când te duci pe undeva, cu rindeaua e greu, adică nu știu cum să vă explic. A, uitați aici, deci am electrică, dar electrică e bună că are mai multă forță, dacă vrei să, după ce pui parchetul și ai nevoie să modifici o ușă, această rindea este extraordinară. Este și de la Parsai Performance, vine și cu garanție, cu 5 ani, adică ce pot să vă zic, nu poate să lipsească. Ce să vă zic despre acest pendular? Ce pot să vă zic despre acest pendular? Este foarte folositor atunci când trebuie să decupezi lucruri. Este extraordinar de folositor și chiar l-am folosit și e foarte, foarte, foarte bun. Ce pot să vă mai zic? Sunt multe lucruri aici de care pot să vă povestesc. Acest pistol cu aer card este foarte folositor atunci când vreți să dați la o parte vopseaua de pe uși sau mai vreți să încălziți anumite lucruri, cum ar fi termocontractilul sau eu mai știu eu ce. Uitați aici, vedeți și un capsator electric cu fir. Este mai puternic decât capsatorul acesta cu baterie. Vă dați seama că nu poate să facă același lucru. Și atunci îți iei unul și pe fir. Că, na, prețurile, știți voi că sunt degeaba astea pe la Lidl. Adică, de ce ar trebui să vă spun eu prețurile? Că toată lumea știe prețurile, că sunt aproape degeaba și se mai lipește de tine și știe fiecare cum stă treaba. Ce să vă mai zic? Acum, cam cu asta am cam terminat. Flexul ăsta negru, ce să zic, e negru, e mai puternic. Degeaba l-ai pe la verde. Dacă ăsta e negru, ăsta verde n-are variator, ăsta verde are variator, ăsta negru n-are variator și atunci îți trebuie și cu variator și fără variator, că poate ai nevoie să dai mai încet sau mai tare. Haide să trecem mai departe, că parcă totuși... Da, ia uitați că am observat și ceva în neregulă aici. Uite un bit pe bormașina cu impact, un bit normal. Păi se poate, domne, așa ceva? Ai pereții plini de bituri și pui bit normal pe bormașina cu impact? Nu se poate, domne, așa ceva? Normal că nu se poate. Și haide să trecem mai departe, să nu fie lumea... Am mai pus câte ceva pe aici. Ce să zic, ăsta e foarte bun, domne. Trebuie să vezi și tu odată, la nu știu cât timp, dacă bateria ta mai e bună sau nu mai e bună. Să știi dacă mai bagi într-o jucărie, să știi dacă mai pui la o telecomandă. Chestii, da? Ce mai avem pe aici? Păi avem și noi un încărcător. Da, e din Anglia, n-are nimic, e bun, ce să facem? Îi punem adaptor și îl folosim. E încărcătorul normal, e de la Florabest, e același lucru ca și cel de la Parsite. Avem o suflantă de aer care se poate face și aspirator, foarte folositoare. Ai frunze multe prin curte, ai multe lucruri de făcut. Câteva accesorii, păi astea sunt bani de nimica. Cât acum de curând am făcut un filmuleț cu această cheie pentru calorifere, pentru aerisit calorifere, e extraordinară, domne, extraordinar. Vrei să măsori și tu un unghi? Dacă nu vrei să măsori, poate vrei doar să îl trasezi pe o blană, pe o scândură pe care trebuie să o tai. Trebuie, domne, așa ceva de la Powerfix. Păi cum?
Vrei să pui și tu ceva într-o menghină? Păi n-ai, domne, ce să pui? În ce să pui? Vrei să tragi și tu ceva cu un clește? Păi ții un clește, frate. Ții un clește și tragi. Adică, ce să mai vrei să prinzi ceva într-o menghină iară? Vrei să dai o gaură dreaptă iară? Îți trebuie niște scule. Vrei baterii? Îți trebuie acumulatori? Îți trebuie acumulatori. Eu nu pot fără acumulatori, că toate astea merg pe acumulatori. Sau multe dintre ele merg pe acumulatori. Păi și ca să termin treaba, ții și niște încărcătoare, că doar nu ți ajunge unul. Îți trebuie 3, 4, 5 încărcătoare, câte poți. Așa zic și eu. Și astea, știți că prețurile sunt, ăsta cred că e puțin mai scump, ăsta cred că a fost puțin mai, dar restul, domne, nimicuri, bani de semințe, bani de semințe. Și dacă vrei și tu să tai ceva mai fin, îți iei și tu un circular mai finuț, că nu poți să stai cu ăla mare, te car cu ăla mare după tine. Și dacă vrei să tuni și tu prin curte, ia uite, ții ochi și așa ceva, tuni și tu gardul viu, faci frumos, să fie frumos prin curte, să nu ne bate în joc. Orindea? Păi n-ai cum să ai doar orindea. Păi ce să bagi doar cu orindea? E pe fir, te încurcă, te... nu te lasă să faci treaba. Îți trebuie și încă una pe acumulator. Asta zic, adică, nu știu, sunt unii răutăcioși. Și după aia îți mai ești tu accesorii, că ți-ai la bor mașină, ce să faci? Ți-ai și tu 5, 6, 10... Ei, și nu sunt toate astea accesoriile. Ia uita și mai am pe aici, pe sus. Multe, 90% din ele sunt de la Parsite. Nu, domne, nu-ți trebuie. Le aduni acolo, că cine știe când ai nevoie. Ăsta e set de bis de impact. După ce ții normal, zici, băi, trebuie să-mi iau și de impact. Păi ce fac fără impact? Îți ești tu un aparat de gravat, ca tot omul, să ai și tu să gravezi, că nu o să-l folosești niciodată. Și dacă n-ai echiere din astea la 90 de grade, păi de ce să nu-ți ieși tu mai multe? Să ai și tu acolo. Mai trebuie să mai trasezi și tu un 90 de grade, clar, nu poți să tragi cu orice. Vrei să dai o gaură ascunsă? Cum să nu? Ții un set din ăsta. Și tot așa. Adică vrei să ai și tu o carotă reglabilă? Păi uite, domne, ții carotă reglabilă. Poate vrei și tu să vopsești cât un lemn, câte ceva. Ia uite, îți iei asta, vopsești frumos cu ea. Păi și dacă vrei să intri și la next level, îți iei așa ceva, frate. Că poate ai și tu te pus vreodată vreun șurub în vreun fier. Mai știu eu. Sunteți răutăcioși, să știți, ăștia care spuneți că dați banii pe scule, așa. Păi și haideți să trecem mai departe, că oricum până acum ați văzut că au fost cam degeaba. Poate ai și tu nevoie să tai o... Poate ai nevoie să tai și tu câte ceva, eu știu, poate un carton, poate o mochetă, poate mai ai și tu câte ceva, poate mai ai un colț îngust, ție așa o bormașină cu multe capete, face treabă. Chei? Poamă, mai trebuie și tu să dai cu, nu mai dai cu cheia de aia normală, ți-ai și tu două, trei seturi de chei, să ai și tu chei. Ei, și mai ai și niște borghie din astea de lemn, că câteodată trebuie să pregăurești și să faci și amfren și ți-ai și așa ceva. Costul lor, de nimic, bani de semințe. Bani de semințe și ți ieși după aia și trebuie să ascuți și burghiele și ți iei setul ăsta de burghie de aici din dreapta. Îți iei și o mini freză, asta chiar nu am folosit-o niciodată. Ba da, am folosit doar o dată, dar nu prea găsesc scopul. Îți iei și tu un pistol de lipit cu batoane, că are toată lumea, ce naiba nu ți iei și tu. Îți iei și tu ceva să lipești, dacă vrei să lipești tu un fir, îți iei ceva să... îți iei multe, frate, îți iei ceva să scrii pe lemn cu el, dacă vrei și tu să faci un model pe lemn, îți iei și tu așa ceva. Adică și în spatele ăsteia îți iei și tu o mini mașină din asta de tuns iarbă pe la colțuri, că ai văzut ce greu e când trebuie să tunzi iarbă. Un șlefuitor, ăsta e printre puținele care s-au stricat până acum și tot la stricăciuni. Pe acesta trebuie să-l trimit la garanție. Ăsta are destul de mulți ani, adică sunt mulțumit, dar ăsta, din păcate, a picat angrenajul din el și trebuie să-l trimit la garanție, dar ai și tu nevoie să tai și tu un drept, un lemn, să nu mai te car cu ditai sculele după tine, e foarte ușor, e foarte mobil. Aici, niște chestii pentru gresie, că nu poți să nu le ai. Dacă vrei și tu să refaci baia, că ai văzut că siliconul se strică, ți-e așa ceva, să nu mai dai cu degetul. Niște seturi de accesorii pentru flex. O bormașină, nu poți să nu ții și tu o bormașină de 12V, frate, că bormașina de 12V e ușoară, e ușor de mânuit, e bună la mobilă, ții din astea mari de 20V, cât să faci și cu astea de 20V? Cât? Că ia uite, pui amperi, pui 4A pe ele, pui 4A pe ele, după aia sunt grele. Și tot așa, fraților, e complicat, vă spun. Și dacă vrei să lipești și tu un fir, păi cu ce să ții, frate, cu ce să ții, cu ce să le ții? Le ții și tu, ții și tu așa ceva, ești tu civilizat.
Păi nu, ești foarte civilizat, adică nu înțeleg pe oamenii ăștia, nu-i înțeleg, chiar nu-i înțeleg. Cum, frate, să-ți iei atâtea lucruri? Ia uite, și-ți mai iei, după aia ții un șlefuitor cu bandă, că ai și tu de făcut anumite lucruri odată la nu știu cât timp. Mai trebuie să mai cureți o masă, mai trebuie să mai cureți niște lucruri. Îți iei și un pistol de lipit cu gaz, că poate ăla cu fir te deranjează. Mai ești tu un set de carote, că nu fii așa, adică cu ce dai gaură mai mare? Te întreb eu, cu ce dai gaură mai mare? Că toți avem burghie. Păi, nu poți să ai numai burghie, frate, că îți trebuie și carote. După aia mai ești tu niște seturi de... ți-ai luat capsatoare, nu? Păi îți trebuie și ție niște seturi de cuie, să fii și tu om și niște seturi de capse. Și tot așa, mă, fraților, și niciodată nu se termină, și niciodată nu-s de ajuns, și banii, eu nu înțeleg cine bagă banii în ele, adică banii-s degeaba. Cât a costat aici? Undeva la 5 milioane, cred că toate sculele astea. Știți și voi că atât au fost. Îți mai ieși tu niște capsatoare manuale, că poate nu merg alea electrice, ții și tu niște lumini, că poate cine știe, poate nu mai poți și tu să mai vezi, ții niște bare din astea magnetice, că doar unde o să pui toate sculele, mă, frate? Unde o să pui? Ții și tu, ia uite, îți mai ieși și o ruletă de la ei, păi normal, trebuie să măsori și tu. Dacă vrei să iei tu o cotă la un șurub, trebuie să măsori și tu cu ceva, ții și tu un șublăr și nu ții unul, ții două, frate, că poate unul e electric și nu mai merge și celălalt te scoate din rahat atunci când trebuie. Și celălalt te scoate și faci treabă, frate. Îți mai iei și tu un din ăsta de dat găuri drepte. Un clește din ăsta de tăiat, PPR și plastic. Nu poți, frate, să nu ai. Chiar nu poți. Adică ce-ar fi asta să nu ai așa? Nu se poate să nu ai. E bătaie de joc. Adică atunci când trebuie să pui și tu, mai ești tu un rotopercutor ăsta de la Parsai, că poate trebuie să spar și tu zidurile vecinului, poate nu știu. Și cam astea sunt, frate, și nu sunt toate, că na, nu poți să le bagi pe toate într-un film. Dar voi știți că aveți nevoie de ele, că doar nu le luați așa. Trebuie un compresor, mai am un pistol de cuie, mai am niște lucruri, se adună, mai am niște circulare, mai multe. O să fac un film separat cu alea, că n-am unde să le bag, fraților, adică sunt mari, sunt monștri. Și cam asta e, adică voi înțelegeți că voi știți despre ce vorbesc, nu puteți să negați că nu vă trebuie toate sculele astea. Acum, lăsând gluma la o parte și devenind iară serioși, așa cum v-am obișnuit, puteți să... Dacă aveți vreo întrebare legată de vreuna din sculele astea, puteți să mi-o lăsați în comentarii, că nu mă supăr și încerc să vă răspund cât de repede pot. Cam ăsta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-ați distrat și voi, a fost unul mai de weekend, așa, am zis să ne mai distrăm și noi. Deci cost total la aceste spule undeva la 5-600 de lei, cred că o nimica toată. Hai să zic că m-am descurcat, eu undeva la 350 de lei cam atât au costat. Că le-am mai luat de pe OLX, că da, 350 de lei. Și mai lipsesc niște lucruri de aici, nici nu știu unde sunt, acumulatorul de 8 amperi, care costă cât am zis eu. Da, nu, adică, da, e ieftin. Deci, ce să mai, e o nimica toată, o ieșire la restaurant, nu știu cum să zic, adică fiecare alege, frate, să facă ce vrea cu banii lui, nu e supărare, da. Dacă vreți să știți și pe care dintre ele le folosesc și care îmi plac, puteți să-mi lăsați un comentariu și vă zic care, pe care le-am folosit cel mai mult și care mi-au fost de folos cel mai mult și cu cât m-au ajutat și ce m-au ajutat și unde m-au ajutat. Și o să încerc să vă fac filme pentru fiecare în parte. Cu asta închei videoclipul de astăzi, vă mulțumesc și mai ușor cu sculele, fraților, că e nasol, eu vă zic. E nasol, nu mai ai unde să le pui la un moment dat, le pui plaie peste grămadă, nu mai poți să le mai găsești. E foarte nasol. Ce se întâmplă e foarte, foarte, foarte nasol. Hai, zi bună!